Tema pentru acasă, clasa A. 12. Clasa A. 12. Ceva un pic mai greu. Da, uite, cam asta. Deci integrală, la 0 la pi pe 4, din logă natural, din 1 plus tangentul de x, de x. Da. Dacă despărțim în... Da. Cum? Nu se face. Prin părți încercăm să derivăm că... Deci prin părți. Una să fie 1. 1 și una locă natural din... Bun. Dar să simți ce se întâmplă. Apare x-ul. X-ori. Da. Și cu trigonometria și cu x-ori... Scoate din mână. Da. Facem, dar ca la șac trebuie să vezi câteva mutări în față. Deci nu... Da. Nu pot să văd ce este. Trebuie să văd. Te pornești, dar trebuie să așa anticipezi. Da. Că știu oricum, că oricum nu, nu, da. Nu, e, nu e integral așa chiar la de mult după teorie. Că dacă ar fi așa, dacă ți-ar fi dat integrală de la hai să zic primitiva în sine, da, primitivă, da. Din radical din x pătrat plus 1 de x. Cum ai face cu asta? Aș face schimbare de variabilă. Adică? Aș nota cu... Adică... Tătă secundă. Ăsta... Încerca prin părți. Hai să zicem, prin părți. Deci aș zice că radical din x pătrat u și v, f și g, nu știu cum le testu acolo. F și g. F și g, da? F deci, și g derivat. F egal cu radical din x pătrat plus 1 și g derivat să facă 1, nu? Da. Și atunci f derivat ar face x 1 supra... Sau x deodată, da? Da. X supra radical din x pătrat plus 1. Da. Și g, g face egal cu x, nu? Da. Atunci f ori g, adică zic x ori radical din x pătrat plus 1, minus integrală din x pătrat supra radical din x pătrat plus 1. De acord? Da. Plus 1 de x. Și ca mai departe, asta o las. Prima, da. X radical din x pătrat plus 1 e foarte bine, cam ajuns la ea. E cam mai de plus sau minus? Minus. Adun și scadă un 1, ca să pun în evidență monitorul. Da. Deci vine minus integrală din x pătrat plus 1 supra radical din x pătrat plus 1 și minus, și cu minus de față, plus de x, nu uităm, da? Plus integrală din 1 supra, radical din x pătrat plus 1. Minus integrală. A scăzut 1. A scăzut, dar și minus din față de x. Da. Radical x pătrat plus 1 de x. Și cam mai departe cu... Aici... pot să bag sub radical și să duce radicalul și rămâne radical sus. Deci egal mai departe cu x radical din x pătrat plus 1 minus integrală din radical din x pătrat plus 1 de x plus... Ăla-i fix i-ul nostru integrală. Chiar i-ul, nu? Da. De la care am plecat. Iată asta de aici. Da. I-ul. Și plus asta cred că e rapidă. E formula. Adică cum? Care era aceea? Nici nu mai știu. Logar natural, parcă. Logar natural este, nu? Baci. Păi că îți dai seama, eu mă uit în urmă, nu știu cât. N-am mai făcut mult calcul integral. O caut, dacă vreți. O cauți? Da. O găsesc eu acum.
Deci plus logarea natural din x plus radical din x pătrat plus 1. Da, da. Ca să-i convingem, o derivăm. Aha. Să vedem dacă e ea. Poate ne face vreo festă, memorie, să zicem, nu? Deci derivata câteva. 1 supra x plus radical din x pătrat plus 1, e logaritmul derivat asta. Ori e un derivat. Ori e argumentul derivat. X-ul derivat este 1 plus 2. Plus x supra radical din x pătrat plus 1, nu? Da. Aici în paranteză, nu zic așa. Și egal mai departe, cu 1 supra x plus radical din x pătrat plus 1, înmulțit cu, aduc la aceeași jumitor și vine radical opusită, adică x plus radical din x pătrat plus 1, supra radical din x pătrat plus 1. Și asta se mulțumesc. Da, așa este, e bine. Da. Mi-a dat 1 pe radical din x pătrat plus 1. Da. Deci e corect. Asta nu mai știu gând niciodată să iau invers. Păi, dar mă, dacă... Ce cauți tu? Da. Cauți o altă funcție care e derivată să facă cea pe care o aici. Da. Și dacă, na, nu știi, nu ești sigur, faci asta. Așa încât, i, de la care am plecat, i, duc în bate cel al 2i, egal cu x radical din x pătrat plus 1, nu? Da, plus... Plus logaritmul natural din x plus radical din x pătrat plus 1. Și putem spune spre 2 acolo, știi? Așa, ca să mai scriu de două ori, totul pe 2, plus o constantă, nu? Că precizia găsirii unei primitive până la nivel de constantă. Și cu asta am văzut-o. Vezi? Eu aici aș putea să încep acum să generalizez. Deci ori de câte ori am ceva... Deci dacă ai integrală de tipul din radical din ax pătrat plus bx plus c dx. Deci dacă ai o integral cu radical din ax pătrat plus bx plus c, te descurci de acum, faci o schimbare de variabilă în care se dispară termenul liber. Da. Pentru că x pătrat plus o constantă sau plus sau minus constantă este termenul cu logaritm natural. Dacă însă vei avea integrală după schimbarea de variabile de tipul radical din 1 minus x pătrat dx. Asta e cu arc sinus. Se va termina cu arc sinus. Cu arc sinus, da? A pătrat minus, da? Cu arc sinus se termină acolo. Da. Și atunci te descurci și da. Tot ai prin părți, toată povestea, dai peste integrală la început, nu știu ce. Însă e important să dispară x-ul. Aici. Da. Și de ce faci pătratul perfect și notezi x plus b pe 2a, deodată dacă faci asta, x plus b sub 2a egal cu t. Asta e schimbarea de variabilă, x plus b pe 2a egal cu t, te duce și te lămurește să scapi de b. Da. Dacă nu ții minte, atunci hai să luăm așa un exemplu. Dacă nu ești în integrală, eu nu prea nu-mi place să memorez niște formule, ci mai degrabă să mă descurc concret acolo, da? Dacă am un radical din 3x pătrat plus 5x plus 1 dx. Deci dacă am așa, de făcut integrala asta. E, dacă n-aș avea x-ul, ar fi o treabă deșteaptă. Da. De aceea fac în felul următor, egal cu integrală din radical din, tot pe 3 factor forțat, 3 pe lângă, x pătrat plus 5 supra 3 x plus 1 pe 3 dx. Și egal mai departe cu cine e egal? Egal, am plecat de la integrală, s-o scriu din nou radical din 3x pătrat 5x plus 1 dx și egal cu integrală din radical din 3 pe lângă x pătrat, și acum fac un pătrat perfect. X pătrat plus, n-am de două ori, zic eu 2 ori x, îl punem pe 2. Da. Ori k
cât mai este în compoziție, în componență, 5x3, 5x6. Da. 5x6, 2x6 îmi simplific și rămâne 5x3. Da. Și acum asta e partea a doua. Partea a întâi. De două ori prima parte mulțit cu a doua și plus partea a doua la pătrat îți trebuie. Da. Plus 25x36. Da. Dar am pus eu 25x36, da. Să scad. Minus 25x36 și plus 1. De acord? Da. Dx. Și cam mai departe cu integrală. Închid paranteza. După plus 1. Da. Scot pe radical din 3 factor în fața radicalului, radical din 3 primitivă din radical din x pătrat plus x plus 15/6 la pătrat. Așa vine? Da, bă, da. Adică nu mai este x pătrat, da. Ce scuze. X plus 15/6 la pătrat, că 3 radical din 3 l-am scos. Da, plus, minus... Cât ar vine aici? 36 minus 25? Nu. Cât 36 minus 11, da? Plus 11 supra 36. De acord? Da. Dx. Și egal mai departe, cum să zic, cu cine? Deci egal cu radical din 3, primitivă din... Hai să notăm x plus 15/6 cum t. Deci notăm. Cum am înțeles că de ăla aici e substituția, să scap de... Dacă nu vine t pătrat. Da. Și treaba e deșteaptă de acolo, pe celălalt mă descurc. Deci x plus 5/6 egal cu t. Și eu am zis aici x plus b pe 2a egal cu t. Uite că vine x plus b 5 supra 3 ori 2, 6. X plus 15/6. Da? Dacă o ții minte, o ții. Dacă nu, muncești. Așa, egal cu t, deci rezultă de x egal cu dt, nu? Că dacă derivăm raport cu x stânga și raport cu t în dreapta, de x egal cu dt. Și atunci, nu spun egal, ci rezultă că trecerea de la, de la varianta în x, de la variabila x în variabila t, nu este aceeași funcție. Da. Două funcții sunt egale, dacă au aceeași domenii, aceeași codomenii și aceeași rețetă. Trei lucruri. Da. Ori noi când schimbăm variabila, trecem la alt domeniu. Da. S-a mișcat. Da. Este greșit. După schimbarea de variabilă, nu spun egal în continuare. Ce rezultă în varianta t, spunem rezultă radical din 3, radical din t pătrat plus 11 pe 36 de t. Deci atenție, multă. Nu spun egal, ci da, rezultă. Da. Rezultă din aia că am ajuns la asta, o nouă primitivă, da, în variabila t. Și ne întoarcem la substituții și atunci și aceea de la început în variabila de la x. Deci aici se produce o ruptură. Da. Nu mai merge șirul de egalități egal-egal la fiecare schimbare de variabilă. Când e vorba de primitivă, dacă e integrală definită, merge, da, egalul. Că schimbăm, da, capii de integrare, da, și e un număr. Numărul, da, este același. Da? Bun. Da. Și acum asta de aici este modelul știut. Conjugată, la, nu știu ce. Conjugată sau prin părți. Dai prin părți, ajungi la și se termină cu logaritm natural în care. Da. Model clasic. Deci nu ai nicio emoție la integrale de tipul ăsta. Dacă e cu minus x pătrat, dacă au e negativ, se va termina cu un alt sinus în coadă. Da. Da. Tot așa vine și termină cu alt sinus. Da. Dar aici e o șmecherie mai tare. Deci dacă la cu radicalul mă descurc, dacă nu știu ce, da, dar acolo ce fac? Acolo ne mai uităm la ea un pic. Vine noaptea. Plecăm acasă. Adică obosim de tot și zic, nu putem face. Știi ce mai gândesc să fac acolo? Ca să mai trag un pic de timp.
gândesc să scriu tangența ca simplu cu ăsta, la ceași mitor. Păi este, ce? Este eu. Na, fac și eu ceva, zic, sunt... Maleta se filmează. Știi? Și... Îți dai seama cam ce risc mi-asum eu de fiecare dată? Una este să faci lecția după ce ți-ai pregătit acasă, așa? Să o faci numai tu cu tabla acolo, cu clasa, cu... te știi urma aia. Dar altă să o faci la văzul lumii. Este riscul maxim. Și ce dacă? De aici e mai interesant și mai frumos. Nu mă ți-au curaj. Și dacă nu pot face, nu-i nimic. Am observat realitatea viitoare. Și văd ușor, ușor, cam cum stau lucrurile. Deci am zis, tangenta, zic, simt ecos, nu? Deci egal mai departe, cu integralul de la 0 la pi pe 4. Din logaritm natural, din 1 plus sin de x supra cos de x. De x. Adun la același numitor și egal cu integralul de 0 la pi pe 4. Din logaritm natural, din cos de x plus sin de x, da? Cos de x plus sin de x supra cos de x. Cos de x. Nici nu mai trebuie să pară de asta, că bine, fracție joacă rolul necesar. Și logaritmul unei fracții este logaritmul din numărător minus logaritmul din numitor, nu? Da. Este egal la 0 la pi pe 4 din logaritmul natural din cos de x plus sin de x de x minus integral la 0 la pi pe 4 din logaritm natural din cos de x de x. Și este egal mai departe. Continuăm. A. Aici e ciudat de tot. Dacă ar fost sumă de două sinusuri sau de două cosinusuri, așa e un sin și un cos. Ne face cam să fie una funcție și alta. Da. Adică între funcție și cofuncție. Ia să vedem cum era. Știam așa, că sin de x egal cu cosinus de 90 minus x. Da? Sin de x e cosinus de 90 minus x. 90 de grade. Sau egal cu cosinus de pi pe 2, de 90 de grade, asta înseamnă pi pe 2 minus x. Și cosinus de x, tot ar din poate să fie sinus de pi pe 2 minus x. Da? Cos de x egal cu sin de pi pe 2 minus x. Și atunci, hai să zicem noi, în loc de cos de x, sinus. Și apare, egal mai departe, egal cu integral la 0 la pi pe 4 din logaritm natural din sinus de sinus de pi pe 2 minus x plus sinus de x ori de x minus integral la 0 la pi pe 4. Nu ating deloc de acolo, nu vin nicio idee în aici. O ținu și eu după mine acolo. Că și să o iau prin părți, vreau să o chinui, las-o acolo. Mă chinui de o gană cu ăștia să văd ce pot face. Minus o gană natural din cos de x, de x. Îi dau mai departe cu... Suma două sinusuri se transformă în produs de sin și cos. Yeah. Adică sin de a plus sin de b egal cu 2 sinus de a plus b pe 2, da, ori cosinus de a minus b pe 2. Asta e formula. Da. Vrei să știi toată trigonometria cum o știu eu? Ai o șansă. Există un volum, da, scotelului, calculul, trigonometria, în limbajul meu. Și toate formule curg una din altele. Așa le-am învățat eu în clasa 10. Cum ne-am învățat în clasa 10, așa ne-am predat în fiecare an. Și am pus deci așezul volum la punct, în 15 ore, ai toată trigonometria, ai coase, trigonometrie, tot. Și este prezentat firul roșu. Se spun ție și o spun tuturor prietenilor noștri. Deci pot să... Trigonometria este o mare panică.
v-a fost prezentată ca un set de formule, foarte multe sunt, azi le înveți, mă le uiți, azi le înveți, mă le uiți. Mai ai nicio șansă. Dar, în volumul acela, ai o șansă. Așa că te sfătui pe tine și pe prieteni să intri la Prof Online, acolo există un număr de telefon, îți răspunde cineva și îți face volumul. Foarte simplu. Nu știi de asta? Nu. Ha. Păi, deci, atenție. Sunt 18 volume scoase de matematică, pe capitole. Capitolul funcții, capitolul derivate, capitolul limite, capitolul calcul integral, capitolul structuri algebrice și mai departe. Da. Multe, doar că sunt 18. Și fiecare volum de acesta, deci e video manual scos. Da. Pus la punct. Eu știam doar de lecție, adică am crezut. A, nu. Deci tu intri la Prof Online. Da. Asta este pe cură, da, Prof Online. Da. Intri la video matematică. Da. Și când intri la video matematică, ți apare acolo pachete de DVD-uri. Dai click, da, pe pachete de DVD-uri, se deschide o altă pagină și le vezi pe toate, da, pachetele, da? Și ca să îți dai seama ce se află acolo, sunt vizibile câte două lecții, mi se pare, de fiecare pachet. Ah. Da? Și tu vezi ce prezint, da, eu acolo și dacă îți place, sun la telefonul acela care îi spune acolo și cineva îți răspunde și acel cineva îți face pachetul. Voi, băcăoane, e păcat să nu beneficiați de asta. Că aveți posibilitatea, vi se dă pe loc. Așa, da, trebuie încurierat, trimite oriunde din țară. Deci oriunde din țară să trimit pachete de DVD-uri pe capitole, pe volume. Nu știu, în jur de 90 de lei, 15 lei. Dar face toți banii. Face toți banii, nu se compară. Pe o ședință la profesor te duci, nu? Dai, da, 50 de lei sau câte ori, da, fie, da, în ședința, da, habar n-am cât mai este. Și astea le ai. Și le ai și la frații tăi și așa mai departe, la biblioteca, da, ta. Deci este o chestie super valoroasă. Trebuie să le cumpăr. Deci sunt, atenție, sunt pe capitole făcute și făcute cum trebuie. Capitolul numere complex. Eu știam doar de lecții, adică le văzusem așa câteva de trigonometrie. Dar nu găsesem. Toată trigonometria făcută, da, în limbajul care, spun, se iese la inimă, merge la inimă, nu mai discuți, da, 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 nu mai uiți niciodată nimic. Că eu am prezentat cum curg unele din altele. Da. Da? Face un bine dacă le spui și colegilor, băi, uite, eu m-am intrat, m-am văzut exact tot. Da. Și chiar aici, la liceul vostru, este și persoana care vă poate da rapid. Păi, cred că o să sunt mâine, sigur. Dacă... Da, te uiți în seara asta, vezi ce pachete sunt, ce și cum. La un număr de pachete fac o reducere, nu știu ce au ei acolo, o chestie. E totul prezentat, e la vedere. Da? Da. Bun. Îi se dă factură, tot. Este o activitate făcută șnur, da, cu adevărat... Bun, hai să ne întoarcem acolo. Deci vine 2 sin de A plus B pe 2, plus de A minus B pe 2. Și, în cazul nostru ar fi sin de pi pe 2, hai să facem așa. Sinus de pi pe 2 minus x, vezi? Da. Plus sin de x. A-ul și B-ul se vede cine e, pi pe 2 minus x, da, aici, da, B-ul x. Egal cu 2. 2 sinus de. Primul unghi, nu acolo, al doilea pe 2. Adică pi, da, pe 2. Pi pe 4. Pi pe 2 minus x plus x, 2, pi pe 4. Da. Sin de pi pe 4. Cosinus de, Cătrine, cosinus de ăsta minus ăsta, adică tot ăsta. Minus 2x, pi pe 2 minus 2x. Ar veni și totul pe 2, vine pi pe 4, pi pe 4, să scriu mai bine. Da, pi pe 4 minus pi 4. Pe, pi pe 2 minus 2x, nu așa vine? Da. Pi pe 2 minus 2x supra 2. Și face egal mai minus departe. 4. Cu 2. Sin de pi pe 4 cât este? Radical din 2 pe 2. Nu? Da. Cosinus de pi pe 4 minus x. Acum ne-am lămurit. Da. Pi pe 4 minus x. Așadar, continui și eu și o spun că este egal mai departe cu integrală de la 0 la pi pe 4 logaritm natural din sinus de pi pe 2 minus x, nu,
Păi ce spune așa? Astea două fac chestia aceea, 2 radical din 2, dar 2 cu 2 se duce, vin radical din 2 doar. Radical din 2, cosinus D, pi pe 4, minus x, de x, nu-i bine? De x. Ba da. Insist, te rog să fii atent că eu s-a obosit prea facul, da? Da. Și sper că eu nu da, greșesc. Bine. 2 cu 2 s-a simplificat. Și a rămas cosinul de pi pe 4 minus x de x, minus integral la 0 la pi pe 4, logar natural din cos de x, de x, da? Da. Și eu mai departe cu. Hai. Logaritmului produs este egal cu, logaritmului produs este egal cu suma logaritmilor. Deci vine integral la 0 la pi pe 4, logar natural din radical din 2, plus dx, plus integrală de la 0 la pi pe 4, logar natural, din cosinus de pi pe 4, minus x, dx, minus integrală la 0 la pi pe 4, din logar natural din cos de x, dx. Și egal. Logar natural din radical din 2 este în față. X, da. Da? Și vine logar natural din radical din 2 ori x, x între valori de 0 și pi pe 4. Da. 0 la pi pe 4. Plus. Asta notez cu t. Fac o schimbare de variabile pentru integrala asta. Hai să o iau deoparte. Să o muncim un pic. Deci integrală de la 0 la pi pe 4 din logar natural din cosinus de pi pe 4 minus x de x nu am zis că notăm pi supra 4 minus x egal cu un t. Și atunci, dx egal cu minus dt, așa vine, nu? Dx egal cu minus dt, da. În cauza minusul da, dt. Da, da. Și schimbăm variabile. Când x egal cu 0, t-ul egal cu pi pe 4. Când x e 0, t-ul e pi pe 4. Când x egal cu pi pe 4, rezultă t egal cu 0. Pi pe 4 minus pi pe 4, da? Și se schimbă capetele. Și acum, egal, aici îmi permis să spun egal, da, că se schimbă și capetele. Capetele. Deci egal cu integrală de la cât? De la pi pe 4, bine. De la pi pe 4 la 0. Da. Pentru că când x e egal cu 0, te ui da. Pi pe 4. De la pi pe 4 la 0, din logar natural, din cosinus de t, ori minus, pun minus în față. Dt. Că dx era, e minus dt. Da. Și minusul de x schimbă capetele de integrare. Minusul nu. Va fi egal mai departe cu integrală de la 0 la pi pe 4 din logar natural din cos de t dt. Deși este integrala tot ca înainte la 0 la pi pe 4. Schimbă? Da, integrala la A la B, nu știa asta? Integrala de la A la B din f de x de x. Iar cu minus. Minus integrala la B la A. Da? Din f de x de x. Da? Deci când schimbe capul de integrare, schimbă semnul integrală. Din față. Sau invers, semnul schimbă capul de integrare. Este proprietatea asta, dar se poate dovedi. Dar așa se integrează. Așa, adică astea de bac sunt super simple integralele ce sunt la subiectul 3 și nu sunt foarte simple, dar schimbarea de variabile o poți schimba întâlni. Da. Ești nevoie, schimbi capetele, le sunt invertite, e minusul în față sau minusul de acolo schimbă. Ei, asta integrală și cu integrala asta de aici este aceeași. Da. Că asta e în x și asta e în t. Este aceea.
Asta e, să reduc astea. Da? Deci, plus integrală, minus integrală, s-a terminat cu asta. Deci rămâi numai atât. Hai să spunem să vadă toată lumea, din integrală la 0, la pi pe 4, din logar natural, din cos de t, dt, lăsăm așa, minus integral la 0 la pi pe 4, din logar natural, din cos de x, dx, asta e identică cu asta. Da. S-a redus și egal mai departe cu x logar natural. Deci, radical de 2 este în față, este un 1 pe 2 în față, și vine 1 pe 2, logar natural din 2, ori pi pe 4 minus 0, ori pi pe 4. Pi pe 4 vine, să-l scrim în față, ca nu cumva să zicem 2, da. Uite cu 4, că e mare, trebuie. Deci egal cu pi pe 8. Sau logar natural din 2? Nu. Pi logar natural din 2? Supra 4. Supra 8. Supra 8, da. Supra 8. Pi logar natural din 2 supra 8. Iată, asta este valoarea integrală mai sus. Câtă muncă. Deci asta este egal cu finalul? Pi logar natural din 2, totul supra 8. Supra, nu? Da. Asta, asta a apărut prin 85, integrala asta. Și a apărut într-o culegere, nu, un manual de clasa 12-a, cu lojoare, mi se pare, scosese manualul, și a băgat integrala asta. Ei, trebuie să mărturisesc, eram la Moinești în perioada aceea, eram profesor la liceu acolo la Petrol și liceul de sus, toți profesori, s-au produs o fai de mine, toți, băi, ce integrală asta? O jumătate de ani s-au muncit la ea. Wow. Vreau să spun pe cea dreaptă, era mare profesor Parascan acolo, colojoară dată o substituție. Facem substituția, pi pe 4 minus x egal cu t. Și de acolo mergea. Dar întrebarea era, de ce să fac substituția? Dacă nu-mi vine în minte, deci nu vine nimic de substituție. Dar la început trebuia să faci substituția aici. Pi pe 4 minus x egal cu t. Și te duceai acolo și, mă rog, mergea. De la început? Da, de la început. Iar așa asta pe mine mi-a produs, cum să spun, o stare de disconfort. Pentru că eu tot timpul spun așa, da, dacă n-am inspirația asta. Exact. Adică e prea dură, faci așa că merge. Și merge, e drept. De unde se spune? Și atunci am zis, stai mă, că o luai eu ușor. Nu fac nicio substituție. Am zis, pe tangentă, simple, cu asta, m-ați aceeași mitor, am făcut-o, cum să spun, omenește așa, nu? Cu aruncat așa peste gard substituția. Am ajuns, aici m-am întâlnit cu o situație dificilă. Că suma dintre un sin și un cos nu o pot face. Și atunci, în loc de cos, am zis, sin de pi pe 2 minus x, sumă de sinus s-a transformat în produs, nu știam ce fac, m-am dus foarte bine. A, aici am simțit nevoia. Aici am simțit că pi pe 4 minus x se mă descute. Da. Și el mă aruncă de la bun început și mă bagă în ceas, adică mă pune într-un moment dificil. Eu la clasă, dacă îi spun copiilor, face substituția asta că merge, toți s-au zis, face, nu vreau să, dacă nu-mi vine în minte, ce fac? De unde? Păi, dar nici nu știu cum. Nu se justifică, zice, de când o vezi, nu se justifică substituția asta, nu? Ei, aici se justifică. Este, da, abia acolo. Este corect să o fac acum, simt nevoia să o fac, dar nici n-aș face altceva. Dar de unde, nu înțeleg deloc, de unde ar putea să pleci așa din prima? Păi, asta răspund. De aceea toate lecțiile mele se deosebesc de tot ce se întâmplă în școala românească, pentru că eu fac pe înțelesul tuturor lecțiile. Deci nu mă duc așa să mă apuc să arunc niște formule, să știu ce. Matematica curge frumos. Da? Din relații în relații, în aproape. De asta e frumusețea, de fapt. E o stare de bine pe care o încerci, în condiții în care te luminezi, înțelegi. Nu-i matematica așa prinsă ca un set de formule de acestea, puse formule peste alte, unele peste alte. Eu am greutesc cu cei de clasa 7 pentru că
Profesorii la școală fac chestia asta. Dau formule la derivate, la nu știu ce, nu știu cum. După care, pe baza lor, te-a pus să faci calcule. Să le știi, faci, nu? La revedere. Dar de ce nu știu să le demonstreze? Că eu cred că le-ar demonstra dacă... Păi da, da, asta nu știu. La rândul lor, mi s-a întâmplat, le-au învățat mecanic și se merge pe partea asta, mecanic și... De-aia, oricând te poate surprinde. De ce? Pentru că s-ar putea să nu știu o formulă și nu știu cum și... Da, memoria dacă se joacă feste, n-ai cum să... Ei, eu fac acest lucru și în toate volumele mele, care le veți lua de acolo, tu și cu prietenii tăi, veți vedea o matematică cât te îndrăgostești. Fiecare volum are 15 ore. Fiecare volum. Sunt 10 DVD-uri, pe fiecare DVD-uri câte o oră și jumate. De film, concentrat, făcut cum trebuie. Și atunci, în 15 ore, ai capitolul făcut. Da. Capitolul primitiv. Mi-am luat de la cele mai simple, au construit tot tipul, tot felul de primitive, substituții interesante, elegante, tot făcut. Dar prima parte este cu un nivel mai scăzut. Da. Nu poți deodată de sus în jos, din jos în sus faci toată povestea. Deci de aceea, în 15 ore, ai toată... 15 ore înseamnă aproape 8 ședințe, nu? 8 ori, 5, 40. 4 milioane, pe 400 de legate, trebuie să dai la profesor. Și ți le prezintă în limbajul lui. Da. Ăla. Da. Adică te legi cu nimic. Asta e fantastic. Da? Deci te legi cu nimic. Iar cu 80 de lei sau 90 de lei, cam așa, da, vine așa. Da, dar e bine tare, adică chiar e bine. Sigur că da, nu cabe discuții. Și mă surprinde că nu l-ai dat, nu ai știut de chestia asta. Nu. Și tot spuneați video manualul. Eu puteam câți lecțiile, pur și simplu. Nu. E video manualul concret. Sunt separate. Într-o carcasă, frumos, făcut, așezat. Asta mai puțin contează. Nu, dar vreau să spun prezentarea. O să vezi acolo, exact cum sunt în prezentate, așa ți se dă fizic în mână. Da. Și ai sarcina mare ca să le prezinți. Două, trei, cât poți tu lua, vorbește cu tata, să vezi ce... O să le iau, nu? Da? Și să le prezinți la școală. Da. Astea sunt volumele. Acum, uitați cum arată. Da? Nu, chiar așa. Am să vorbesc, pentru că, iată, tu ești aici prezent, am să vorbesc cu respectiva care face, o fată, o tânără care face asta. Super. Și să-ți dea și un bonus, pentru că tu te angajezi să faci treaba asta, să preziți în toată școala chestiunile astea, da? Am promis acum în fața filmului, în fața camerei, așa voi face. Cât este ceasul că am și obosit? Ne oprim pe aici. 10 și 2 minute. Ne oprim aici. Da. La revedere, dragilor. Ce spune că am făcut? Calcul integral. Da, calcul integral. Primitiv. Primitiv asta. Da, și nu primitiv, integrala definită. Integrala definită este un număr. Da. Primitiva este o funcție. Funcție. Da. Și primitive sau primitive, că precizia găsirii primitive cum la nivel de constantă. În e, și asta teorema Leibniz-Newton, e teorema fundamentală. Da. Că zic F de B nu se dea, în cazul care găsesc funcția primitivă, da? Da. Am avut un moment de inspirație când am prezentat calcul integral, un moment de inspirație cum nu se închipui. Și am prezentat de ce primitive. Am răspuns la întrebarea. De ce? Și la ce folosește și chestia asta? Dar nu puteam să trecem pe larg de treaba asta. Ei, și am prezentat într-un mod deosebit de frumos. Nu mi se întâmplă totdeauna. E vorba de un moment de inspirație, de creație, de ceea ce înseamnă inventivitatea în a prezenta ceva. E Cântă. Foarte tare, foarte tare. Adică te simți că numai, dacă acum aș încerca să o fac, nu e mesă. Da, nu. Atunci mai ești, în momentul acela. Și ce bine a fost, că a fost în fața camerei și momentul a fost de inspirație formidabil. O să vezi. Bine. Chiar o să promovezi chestia asta. Da, pentru că, vedeți, învățați așa multe lucruri mecanic, așa multe lucruri mecanic și te trezești cu
memoria uzată de atâtea formule a căror utilitate nu înțelegi. Nu înțelegi de ce să faci asta. Toate. Da? Foarte mult. Toate sunt prost prezentate. Toată revolta mea a crescut de la o zi la alta, pentru că mă întâlneam cu colegii mei care făceau acest lucru. Faci-mi inecuația asta. De ce să o fac? Nu vreau. Mă ajută cu ceva? Ce faci? Ce este o inecuație de aia? Păi, poate să fie rețeta unei funcții care, prin rețeta aceea, îți dă Y-ii. Și tu te interesezi când Y-ii sunt pozitivi sau negativi. Asta e altceva. Înțelegi de ce? Cum se face? Ce anume urmărești? Deci, toate lucrurile acestea m-au determinat să mi-asum acest mare risc de a scoate video manualul. De asta e bun pentru profesor. Foi foarte tare. Știi ce? Tinerii profesori, de fapt mă sună tineri profesori, stau de multe ori de vorbă cu ei prin țară care e însă. Și o profesoară de pe la Brăila, o sunat acum vreo 2 ani și a spus: domnule profesor, ce bine că te-am găsit și mi-ai răspuns. Era la 10 seara, eram la Albini încă. Nu plecasem de la Stupină. Și zice: că de când v-am găsit pe dumneavoastră, domnule profesor, totul s-a limpezit în mintea mea. Am făcut facultate la Iași, nu știu ce, mi-a povestit cu cine a făcut analiza matematică, ce a făcut așa. Dar tot era o harababură în capul meu. Deci, învățam o problemă acasă, pe care o prezentam la clasă, eram foarte concentrată să nu greșesc, să prezint acolo lucrurile. Și acum era la definitivat. Un examen căză la 3 ani de zile. Și mă găseseră cu câteva luni înainte. Și atâta bucurie am produs în sufletul ei că au reușit să clarifice. Zice, am terminat facultatea, nu știam ce e funcție subjectivă, injectivă, bijectivă, chestiune ce, dar de când am văzut acolo dumneavoastră, totul este limpede, totul e atât de perfect, atât de curat, atât de simplu. Și la definitivat, am spus, uite, la membrii comisiei, partea metodică, asta e cea mai tare chestie. Deci ce am eu aici e partea metodică, modul în care mă fac înțeles. Că tu, profesor, poți să ai informația, dar dacă nu știi să prezinți, să nu ții atenția trează celui din față, n-ai făcut nimic. Deci, partea metodică, spunea, zice, acum le-am spus așa la partea metodică. Eu aplic metoda profului online. Vedeți acolo, vedeți ce fel explic omul acela. Așa mă străduiesc să fac și la copiii mei, la ele. De când l-am găsit pe proful online, și atât le-am spus. Vedeți cum face omul acela. Și după el încerc să fac și eu. Iată că s-a rezolvat marea problemă aceea. Cum să mă fac înțeles? Acum să mă fac. Eu am informația, dar cum să o prezint, încât cei care cărora le prezint să îi strândesc curiozitatea, să îi fac să înțeleagă. Păi dacă tu n-ai noțiunea înțeleasă, cum să faci pe cineva să înțeleagă? Asta e culmea pedagogiei. Da, este o absurditate. Și atunci cum se prezintă lucrurile? În limbajul acela de lemn, cu atunci la cerutor eliminăm, facem drege, nu știu ce, în ecuație, dată așa în ecuația facem. Faci mecanic toate alea. Dar nu înțelegi de ce. Ei, la răspunsul de ce, am eu toate lecțiile acele. Și video manualul, repet, este... Chiar avea aștept în studio. Deci, ce-am făcut noi, calcul integral, da? Atât ne oprim aici când ajunge. La revedere, dragilor, pe curând. Pe bâniseală, adică. Și sper că Andrei v-a strânit curiozitatea să sunați. Sună acum, nu? Apropo, sună la un prieten, sună la cei care